Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire! Așa cum v-am promis săptămâna trecută, revenim cu o nouă ediție cu părintele Iosif Doboș. Așa cum am zis, ca să facem așa un rezumat, tânăr pensionar cu chipul senin, care își trăiește acum preoția într-o libertate, să zicem, libertate de care n-ați avut parte la începuturi, din cauza sistemului comunist, și apoi poate ați avut tot felul de responsabilități care v-au prins cumva. Acum este timpul acela în care sunteți liberi să faceți ce și cum simțiți, pentru că timpul vă permite. Părinte, am rămas la ediția precedentă, la momentul acela când ați mers la școală la Buta, cu eforturi foarte mari, și după ce ați terminat acele studii, v-ați gândit că vreți să începeți școala de cantori bisericești. De ce această școală? Și vreau și să-mi povestiți cum a fost prima noapte departe de casă, nu? Pentru că până atunci erați mereu, mergeați la școală cu eforturi, făceați acele drumuri lungi, dar seara erați tot sub acoperișul părintesc. Acum, iată, ați ajuns în Iași, la școala de cantori, departe de părinți și de frați. Da. Când am terminat 7 clase, profesorii foarte mult insistau să alegem fiecare o meserie. Eu mă gândeam și eu acum, pentru că fusese atâtea insistențe, ce să fac? Normal, când m-am dus la școală, eu m-am dus cu gândul, de atunci, copil fiind, să ajung preot. Deci când am lăsat oile și m-am dus la școală, eu m-am gândit, pentru că din sat de la mine, nimeni nu pleca decât dacă mergea să ajungă preot. Restul, a fi, știu eu, un cetățean onorabil, însemna să fii gospodar, să ai o casă bună, să ai vite, să ai pământ și viața la țară să o trăiești așa la înălțime. Care mergeau de acasă și să facă o școală, mergeau doar pentru seminar. Au fost câteva cazuri înaintea mea. Și eu, gândul meu, acesta era. Și discutând cu colegul acesta pe drum, tot de atâtea ori mergând înainte și înapoi, discuțiile noastre foarte multe ori se refereau la biserică, la preoți, la viața de preoțească. Eu vreau să spun că m-am dus cu acest gând la tata. Și vorbesc cu tata: tată, ce să fac eu acum? Uite că profesorii spun că e bine de o meserie, că meseria e brățară de aur. Atunci așa era zicala, nu? Era zicala atunci, ai veche, deci lucrul ăsta. Și tata meu spune: da, nu-ți mai aduce aminte? De ce te-ai dus tu la școală? Gândește-te bine, vezi ce faci, nu m-am obligat. Și mi-a amintit că ai spus de atâtea ori că vrei să ajungi preot. Și atunci eu, încă nu m-am hotărât din prima, dar mi-aduc aminte când m-am hotărât, foarte interesant. Eram în curte, așa în curtea casei părintești, și în gândurile mele, frământându-mă ce să fac în viață, ce să ajung, unde să merg, deodată mi-a sunat așa în inimă un gând. Eu vreau să mântuiesc sufletul, deci mă fac preot. Deci, așa deodată, fără... Așa mi-a venit așa o lumină. Răspunsul la întrebări, de fapt, nu? Era un răspuns la neliniștea mea pe care o aveam și la frământările mele, mi-a venit așa o idee. Dar primul gând era să mă mântuiesc. Ei, dacă să mă mântuiesc, să fiu mai sigur de mântuire, deci să ajung preot. Că priveam totdeauna cu această, știu eu, valoare la toți preoții și cu această apreciere, că ei sunt foarte fericiți, că sunt siguri că se vor mântui. Și atunci m-am hotărât și eu, deci să merg la seminar. Deci hotărârea am luat-o singur, mi-aduc aminte momentul, m-a inspirat Dumnezeu, Duhul Sfânt, și așa m-am dus la seminar. Și sigur m-am înscris întâi, să dădeau examene. Era deja al treilea an de când se deschisese seminarul și a fost foarte interesant așa clasa noastră. Ne-am dus, am dat examen mai mulți, s-a dat la Roman, s-a dat la Bacău, și
eram mulți care am dat. Superiorii s-au gândit să ia din fiecare sat ca să mulțumească mai mulți preoți, să ia câte unul, nu lua doi dintr-un sat sau așa să fie. Deci, câte unul mergea la seminar din fiecare comună, fiecare parohie. Și atunci, deși am avut și eu un coleg din parohia mea, care a dat și el odată cu mine, era foarte bun la școală, era mai puțin bun poate la matematică. Dar încolo, după ce a făcut doctorat, a fost un profesor eminent de drept la seminar, Părintele Tama și Ioan. Și am dat împreună cu el. Ei, eu am fost cel ales ca să merg la seminar. Și de asta spun eu, după aceea n-am făcut la Alba Iulia decât un an. Dar o pățanie foarte interesantă la seminar, am spus că eram mai mulți și au mers câțiva acasă, cum să trimit acasă? Ne-au dus la raze. La raze Röntgen. Să facem raze la plămâni. Analizele. Să facem o radiografie. Dar se făcea numai, nu fără radiografie, fără așa imagine, doar să uita un doctor la plămânii fiecăruia. Și acolo, ca să găsească probabil superior un motiv ca să trimită acasă, ei, sunteți bolnavi și voi mergeți acasă. Și v-a găsit și pe dumneavoastră bolnav? Nu, pe mine nu. Așa. Și, însă pe altul, ce s-a întâmplat cu un coleg? Un coleg s-a dus acasă, tatălui bolnav de plămâni, mă duc la Bacău, mă interesează, văd ce fac. Și se duce doctorul și spune, n-are nimic ca băiatul matale, vin înapoi la seminar. Și l-au primit înapoi? Nu, i-au spus așa, uite, învață, nu ți-i calea închisă, mai să poți să urmezi mai târziu și deocamdată deci dar acasă că aici nu mai sunt locuri și în felul acesta, dar eu cu frica asta că cine e bolnav e trimis acasă alergând pe dealurile cetății din Alba Iulia, acolo trebuie să mergi numai pe cărare, dar copiii ce știu ei de cărări, fugi și odată coborând așa mai abrupt o mă trezesc cu un hău în față de circa 4 metri. Era o zidul. Bineînțeles că nu m-am putut opri, pentru că fugeam la vale, și am sărit. Piciorul stâng n-am avut nimic, că a venit, era un pic mlăștinos terenul, dar piciorul drept a venit pe o cărămidă. Atunci m-a lovit o durere foarte mare deasupra genunchiului. Cred că a fost o fisură, așa mă gândesc eu. Și o fisură din cauza care am suferit, nu mult, foarte mult, dureri. Dar n-am spus la nimeni că mă doare. De teamă să mă trimit acasă. Și am suferit așa până după Crăciun, când mi-a trecut în fine. Mergeam la educația fizică și făceam tot felul de ce se cereau figuri, cât puteam eu așa. Bineînțeles că profesorul vedea că eu nu-s prea descurcăreț din cauza durerii pe care o aveam. Însă, norocul meu a fost că un coleg cu care semănam foarte bine, n-a ajuns spre eu, dar semănam foarte bine, care mi-a adus odată aminte, știi cum mergeam noi în tren spre Alba Iulia amândoi cu câteva zlizic mari cât noi și plângeam pe tampoane în drumul care îl făceam. Și eram noi doi copii mici acolo și când m-am dus, încă n-aveam 14 ani când m-am stat seminar. După aceea am împlinit în anul acela. Și el, profesorul l-a confundat cu mine. Și îmi dă 10 la educația fizică. Deci dumneavoastră erați accidentat. Și eu eram accidentat și nu reușeam să fac toate, dar Dumnezeu probabil, văzând bunăvoința mea și știu, suferințele mele, și celălalt coleg îi spune, domn profesor, dar mie mi-ați dat numai, știu că te-a dat 8 sau 7 sau 8. Cum? Era cel mai bun la educație ați fizică. Ați mai dat câțiva profesori cu aceste încurcări de nume? Asta făcea Dumnezeu, nu făcea așa eu. Așa e. Și cum nu ți-am dat notă ție? Nu, domn profesor, mi-ați dat numai atâta, știu eu, atâta. Băi, dar tu ești cel mai bun, dar și a dat și lui 10. Dar a mea nu a schimbat, dar păi, zice, cu ea am dat eu. Cu 2-10 dați. Da. Și atunci, deci în felul acesta. Și vreau să spun după aceea că, sigur, învățam,
trăiam ca și niște, eram niște copii, în definitiv, la 14 ani, cât de mulți, poate, ceri că aveam atunci, eram, deci, încă mici la liceu, acum se merge deja cu de o vârstă și mai mare. Și vreau să spun că era bine, dar condițiile nu erau condițiile de la Iași. Eram foarte mulți. Foarte mulți. Într-un dormitor, acum eram peste 100, în două dormitoare, cu etajate toate paturile. Și aveam, știu eu, la spălat era foarte greu, la baie, dimers, încât într-o iarnă, o singură iarnă am fost acolo, într-o lună de zile, știu că încă cu un coleg, cu așa, mergeam jos la fântână și ne spălam afară, unde era zăpadă în jurul fântânii și ne turnam unul la altul apă și ca să nu stăm la linianul ăla care trebuia să se spele altul înaintea noastră și altul și altul. Până mă întrebase mai înainte cum a fost prima noapte departe de casele, părinți, da, vă amintiți? Prima noapte, așa, nu mi-aduc aminte, ca să fiu sincer, a fost sigur în tren. Pentru că ne-am dus cu trenul după amiază. Tata a văzut mai mulți care mergeau spre seminar și ne-a dat în grijă lor, pe mine și după aceea și alții care mergeau pentru prima dată. Alții se pricepeau, erau mai descurcăreți. Avantajul mare pe care l-am avut, sigur, ei nu s-au ținut din noi ca să mergem împreună. Ei aveau discuțiile lor, erau mai mari, erau mai în alte clase. Dar atât în Ploiești a trebuit să schimbăm gara. Am luat un autobuz de la o gară și ne-am dus la altă gară care să ne ducă spre Alba Iulia. Ei, atunci ne-au ajutat. Și mai ales au luat valizele alea mari, care erau înalte cât mine. Așa lui erau la fel valizele. Și noi amândoi niște copii, așa, și ne-am dus la cealaltă gară și așa am ajuns dimineața în Alba Iulia. Bineînțeles, a venit o căruță la gară, a luat bagajele noastre toate și ne-am dus la seminar. Chiar prima noapte, ca să spun, știu că a trebuit să ne facem saltelile, să punem pai, ne-am dus de acasă fiecare, un sac mare, ca să fie pentru saltea, de lungă de 2 metri, lată de peste 1 metru, știu, așa, salteaua respectivă. Și am dormit acolo. Și eram într-un dormitor comun, cu mulți. Eu am avut, știu eu, și oarecare avantaj, stăteam lângă un coleg, lângă părintele Budulai. Și atunci mai povesteam. Eu de la mine, el de la el și trecea seara. Și trecea mai frumos. Dar, sigur, șoaptă, că ceilalți trebuiau să doarmă, să odihnească. Părinte, dar după toate acele clipe, poate unele mai frumoase, altele mai grele, a venit și momentul sfințirii în 1965, când ați fost sfințit preot. Da. Ce ați simțit atunci? Da. Sigur că un pic aș vrea să spun și de la Iași, așa, am făcut seminarul în continuare, am făcut Institutul Teologic. Ceea ce vreau să spun este că mi s-a părut că sunt favorizat. Pe când mulți se plâng că le dă notă prea mică, consideram totdeauna că primesc o notă prea mare și trebuie să învăț un merit. Conștiincios, deci. Deci eu asta am avut, mai ales la studenții, așa. Sigur că dacă unii colegi spun că n-au avut niciun fel de problemă când au pășit la preoție, eu am avut două probleme. Și cu care m-am sfătuit așa cu preoți ce să fac și cum să fac. Bineînțeles că mulți ar gândi că problema a fost că nu poți să te căsătorești. Nu era problema celibatului. Era o problemă că un coleg mi-a atras atenția, făceam probe de predică, de așa, că eu n-am să predic niciodată cum trebuie, pentru că nu mă ajută vocea. Dar au fost foarte, și îi mulțumesc, Dumnezeu să-l ierte, și îi mulțumesc că mi-a spus și m-a făcut conștient de lucrul ăsta. Că și avea dreptate? Avea dreptate. În ce sens? În de sensul ce ziceți că nu v-a ajutat vocea? N-aveam o voce așa mai răstită, mai pătrunzătoare, impunătoare, să pătrund în inima, în sufletul omului, în suflet, așa. Eu aveam o voce așa mai copilărească, mai pixigăiată, mai mulcuț, mai așa. Și colegul mi-a spus, sincer, nu mi-a spus ca să mă ucărească sau așa, sau ca să mă înjosească, ci mi-a spus, știu eu, așa, cred că tot Dumnezeu l-a pus să-mi spună, ca să mă facă atent. Și asta m-a cam obsedat toată viața, că atunci când după aceea, bineînțeles, am terminat studiile, am fost la sfințiri tot la Alba Iulia și acolo cu toți colegii împreună, cu mari emoții, cu mari bucurie și am fost sfințiți preoți. Ei,
am fost sfințiți preoți, sigur, primul lucru după sfințirea de preot urmează primiția în localitatea natală, prima slujbă. Ei, la noi deja s-o interzis la seria noastră, pentru că la un preot s-au făcut program să iasă cu cai înainte, să facă nu știu ce mari sărbătoare și când au auzit autoritățile, stop, nicio primiție. Manifestare, nimic. Nimic. Până la urmă, de-abia ni s-a aprobat pe 15 august să facă toți în aceeași duminică, dar fără participare de preoți. Numai parhul și primițiantul și parohul predică. Ei, cu toate acestea, la primiția mea, mi-au mai venit doi preoți. Unul care voia să mă ia de vicar, mă lăudase parohul probabil lui mai mult, așa că sunt un băiat bun, nu știu, nu eram eu chiar așa de bun, dar așa, și altul, cel care m-a botezat. Erau prieteni, foarte buni prieteni. Și au fost și la primiția mea, n-a zis nimeni nimic, în fine, au decurs frumos primiția. Și vreau să spun că a fost mai târziu, dar undeva Dumnezeu l-a trimis pe preotul acela care voia să mă ia de vicar, pentru că ceea ce am vorbit eu la urmă a fost de-a dreptul slab, ca să nu zic alt cuvânt, catastrofal. Și a zis, n-am nevoie eu de un preot așa care vorbește în felul ăsta, care predică așa. Și atunci am rămas. Însă, pe mine pusez ochii parohul de Iași, Bachmeier se numea. Părinte Bachmeier, Gaspar. Noi spunem Gaspar, el lui suna foarte urât cu Gaspar. El era Casper, neamț. Și de ce voia el să mă aducă la Iași? Se gândea probabil să-i fiu urmaș la catedra de biblicum, la exegeze, la Sfânta Scriptură, la seminar. Mi-a și spus odată că, uite, n-a putut să realizeze cu mine ceea ce a gândit. Dar nu se putea. Eu eram vicar numit la Iași. Prima datoria mea era de vicar. Nu puteam eu să lipsesc și să mă duc. Era de ajuns că lipsea el și eram doi vicari tot Iașul, mai era un administrator și noi făceam tot programul, slujbe, bolnavi și... Vreau să vă întreb un pic ca să înțeleg un lucru. Mi-a zis că atât la primiție cât și după, da, anumiți preoți și-au dorit să le fiți vicari. Știu că ați activat în mai multe parohii fără numire. Și atunci cum se întâmpla lucrul acesta? Un paroh avea nevoie de un tânăr preot și efectiv vorbea cu el și obținea acordul superiorului? Cum se întâmpla? Nu. Atunci erau numiți preoți după schema care era în diecez. Nu putea fi numit alt preot. Noi am ieșit o serie mai mare și am fost numiți mai târziu. Eu am fost chiar practic ultimul. Erați preot, dar nu aveați o parohie. Șomer. Așa, deci 3 ani și 5 luni, fix. Însă n-am stat degeaba. Nu sunt ani care să-i regret, efectiv noi. Atâta hotărâre am luat atunci, când voi ajunge la vârsta pensionării, voi ieși la pensie ca să las loc celor tineri. Și ați făcut lucrul acesta, părinte, fix l-am la momentul... Așa, deci l-am făcut. Așa, și a fost hotărârea mea pe care am ținut-o. Și vreau să spun că acești 3 ani și 5 luni eu am trăit în diferite parohii. Răchiteni, Oțeleni am stat 3 luni, dar majoritatea la Răchiteni. La Iași am stat mai puțin, așa, o dată vreo lună de zile. Și după aceea Bălcescu. La Nicolae Bălcescu, pentru că a venit preotul de la Nicolae Bălcescu să facă sfințirea caselor la Iași în ianuarie și după aceea a fost alt preot care a venit la Iași și eu am rămas la Nicolae Bălcescu până la 1 decembrie, de fapt înainte de 1 decembrie, când am fost chemat la sfințit în 65, deci în 68 și sfințit în iunie, 1 decembrie. Se fac deci cele 5 luni, de 5, care 5 luni, 3 ani și 5 luni. Și vreau să spun că până la urmă tot eu am venit, pentru că pe preotul celălalt l-a lăsat securitatea Neaș. Făcus închisoare și a fost socotit. Și atunci am venit eu, Ați venit cu numire vicar la Iași de data aceasta, Numire, nu? De data aceasta. Nu mai erați șomer, gata. Nu mai era
aveam, nu, numirea nu aveam încă în mână, dar atâta mi-a spus episcopul, ei, de la 1 decembrie ești la Iași cu numire. Am venit cu câteva zile înainte, dar la 1 decembrie, deci numirea mea mi-a venit după 1 decembrie, dar era cu 1 decembrie și am venit la Iași cu numire. Și ați stat până în 1974. 74, ca vicar. Vreau să vă întreb un lucru. Știu că ați construit, ați contribuit la ceea ce vedem astăzi și este Palatul Episcopal. În ce an se întâmpla acest lucru? Nu atunci. Asta a fost a doua oară când am venit la Iași. Prima dată, eu, știind că nu sunt prea mare predicator, era un creștin mai șugubăț care dădea note la fiecare la predică. Așa, și cine mie... dăduse lui calitatea asta? Așa, da, o făcea așa... el așa și spunea, dar făcea în glumă, nu făcea serios așa. Și era la cor, dar el mai mult foia decât să cânte. Dar era mai șugubăț el așa, mai era un mai în vârstă. Mi se pare atunci că e foarte bătrân, dar nu, era tânăr față de cum sunt. Și mie îmi dădea 8. Zice, n-ați predicat prea grozav, dar vă dau 8 că a fost scurt. Tot e bine, ați bifat ceva, nu? Și eu, știind că problemele mele e cu predic, atunci m-am axat pe tineri, pe copiii, mai bine de zic, decât pe tineri. Care cum vă ziceau? Neapopa? Nu, e o poveste cu Neapopa. Adică erau aici în curte vreo 10 copii. Majoritatea catolici, dar erau și ortodoxi. Și eu îi luam, hai să mergem, n-aveam mașină, n-aveam nimic, hai cu autobuzul. Și băieții mai strigau câteodată, părinte, cu tare face așa, sau ia uitați-vă, îți vedeți acolo așa. Cu pâra, nu? Copilași. Cu copii, nu, dar strigau să văd ceva, dar părinte, să uita lumea toți care părinte, ce să vadă, că eu eram îmbrăcat la mânică scurtă, la cu cămașă deschisă, la așa, mergeam la repede sau știu unde mergeam. Și eu le-am spus, măi, nu mai strigați, părinte. Că nu e bine, dar cum să vă zicem? Neapopa. Și făceau lucrul acesta? Îl făceau și îl făceau cu mare plăcere. Și îl făceau rămas... și când nu era cazul. Și când ar trebui să vă zică părinte. Nu când ar trebui, dar așa, când mai e ca să zică. Da. Dar vă dați seama cu cât dragă și amintesc acei copii de atunci, de dumneavoastră? Da, au rămas, într-adevăr, și de multe ori când vin la Iași, vă reîntâlniți și vă salutați. Și mă reîntâlnesc, mă salut, mă caută să mă întâlnească. A fost, într-adevăr, pentru mine o mare bucurie și eu țineam slujba cu copii la ora 8 și învățam cateheza cu ei și făceam lecții. Vă era mai ușor să le predicați copiilor? Venea mai ușor pentru că predam niște lecții. Și, bineînțeles, că luam așa o jumătate de coală de hârtie și veneam și copiii șmecheri, părintele vine cu fițuica. Frumoasă. Dar mi-a plăcea. Așa. Și vreau să spun că la un moment dat văd eu că vine un cetățean mai în vârstă, duminică de duminică, la ora 8, și stă la slujba asta de la ora 8, când eu țineam cu copiii religia. Făceam ori de cateheză așa. Și îl văd odată, de două ori, de trei ori, odată mă grăbesc eu așa un pic, zic, să-l întreb cine-i și cum-i. Și mă dezbrac repede în sacristie și ies mai repede afară împrejur și ies înainte. Mă scuzați, vă deranjez, dar vă văd de mai multe ori, veniți aici la biserică și aș fi curios. Sunteți catolic? Zice, nu sunt catolic, părinte. Și zice, nu mă cunoașteți, dar sigur ați auzit de fratele meu. Se poate, nu știu, dar cum îl chema? Scriban. A, care a compus dicționarul limbii române. Da, un dicționar fonetic se numește așa, el scria că cum se pronunța, așa se scria. Așa, nu scria, scria pin, și mai spune prin. Da, merg prin pădure. Așa, dicționarul e interesant. A fost tipărit la presa bună. Nu vreau să-i tipărească altcineva. Și el vinea, dar zic, cum deveniți la biserică? Zice, părinte, îmi place cum le predați la copii. Și vin să vă ascult lecțiile. Ce frumos!
Și pentru mine așa mi-a crescut un pic așa. A apărut cineva care va aprecia care predicile în sfârșit. Mi-a apreciat, da, da. Și vreau să spun că eu aveam atunci niște manuale primite din Franța, în limba franceză, două nu le primisem, erau 6 volume groase de cateheză, în care vreo 6 pagini, cel puțin, dacă nu mai multe, erau pregătirea catehetului, adică a mea, pentru ce am de spus. Psihologia copilului și alte lucruri care mi se dădeau acolo și după aceea lecția propriu-zisă. Bineînțeles, avându-le pe toate, le citeam, eram atent și eu le predam așa. Și mi-a plăcut de domnul respectiv care venea și o continua să vină mai departe, că lui îi plăcea și i-am explicat, zic că nu e atât meritul meu, uite, am niște cărți bune după care mă pregătesc și așa și cu asta dau la copii. Și veneau copiii, pentru că eu îi ascultam, au ajuns și preoți dintr-o și câțiva. Părinții scriau. Copiii nu puteau să scrie, dar scriau schema, ce spuneam eu, pentru că știam că acasă nu prea învață, dar repetam totdeauna lecția dinainte și atunci veneau copiii și îmi spuneau, data trecută a fost cu tare, cu tare, cu tare, că erau mamele care veneau cu ei și scriau așa schema lecției. Și așa... Da, ați bifat cumva și cariera didactică oarecum, da, prin acele lecții. Efectiv, m-am simțit foarte bine înconjurat de copii și cu copiii. Aș vrea să vorbim despre Palatul Episcopal. Da. Vă întrebasem în ce perioadă și în ce fel v-ați implicat în construirea acestui. Bineînțeles că am mers după aceea la Rădăuț, așa cum am spus, și după aceea am venit din nou la Iași. Și Palatul Episcopal a fost zidit la inițiativa Preasfințitului. Nu a fost inițiativa mea. Fusese cu tremurul din 77, care au făcut mari daune fostului Palat Episcopal. După aceea a mai fost un cutremur, mi se pare, prin 86, vara, eu eram în străinătate, prin august sau nu știu în ce lună, și au căzut așa tencuială de pe planșei, multe daune. Și atunci Preasfințitul a făcut rost de o autorizație de reparații generale. Dar asta însemna reparații, nu refacere totală. Nu consolidare efectivă a clădirii și... Clădirea este toată, cu mică excepție cu un colț, nouă. Inclusiv subsolul, care nici nu exista. Subsolul exista cam un sfert de clădire, era beciu. Și așa când au auzit, subsolul a fost făcut la propunerea mea, era și episcopul de față, și se discuta cum facem, cum dregi și mai așa. Și eu zic, domnule, gata, facem subsol la toată casa. Când a auzit inginerul cu rezistența că facem subsol, zice, părinte, ne-ați luat toată treaba care o aveam de făcut. Ne-ați ușurat-o extraordinar. Vom face o clădire așa unită și va fi ușor de făcut și planul și tot. Și atunci am început să construim clădirea respectivă și am săpat întâi. Puțin lume știa asta, clădirea era, după clădire urma, ovale, cum este și acum acolo. Dacă temelia de jos avea 4 metri și jumătate, la jumătate de episcopie la vale, partea de sus n-avea decât un metru. Și sunt multe istorii, că era scad un zid, era scad episcopie, dar tot Dumnezeu m-a trimis și am salvat vieți atunci. Mulțumesc lui Dumnezeu. Că eu inspectam și atunci mergeam în oraș, dar zic să trag un ochi să văd. Peretele de aici se surpa deja spre interior și erau de la seminar veniți mai mulți care săpau să fie subsolul. Și când am văzut, imediat i-am scos, am adus oamenii care aveam angajați, au bătut proptele în pământ, stâlpi, așa, am bătut pământ acolo ca să țină temelia, ca să nu vină peretele înapoi și am continuat de-abia după aia să facem restul. Și cu multe emoții. Dar foarte interesant, la vale, partea de la vale, că acolo am început, am văzut noi că zidurile sunt cam clatină. La geamuri era fisuri, deși erau ziduri de un metru sau aproape un metru de cărămidă nepresată, bineînțeles. Și eu am luat cu oamenii care erau aici niște funii
Și am luat și am tras pereții jos. Și când vine arhitectul și vede pereții trași, părinte, ce ați făcut, părinte? Eu nu mai lucrez cu dumneavoastră. De fapt, el a ajuns, da, sunt cu preoți, a fost foarte criticat la serviciu și așa, că uite, este cu preoții. S-a dus înapoi. Hai, zic că o să vă întoarceți. Dar asta a fost și spre mine, că am dat pereții jos. El se gândea așa, să zidim casa pe dinăuntru și după aceea să stricăm pereții. Să dărâmați pereții exterior. Exterior. Asta era planul făcut. Ei, atunci noi am tras totul jos și s-a pus planșeul din cap în cap și a ieșit casa mai mare cu 70 de centimetri sau 50, oricum. Pentru că pereții erau groși, noi care i-am făcut erau oricum mai subțiri, puși la margine și așa am continuat după aceea și am făcut. Am avut mare noroc cu autoritățile din Iași. Era aici, care v-au sprijinit și v-au ajutat? M-au sprijinit și nu mi-au pus piedici. Era un om la arhitectură, nu era el director. Director era domnul Cheptea. Doamna Cheptea, ați auzit, cred că de ea aici, care a lucrat la arheologie, sau cum se cheamă, așa, la săpăturile din catedrală. Și soțul ei era la sistematizare, dar era altul care lucra propriu-zis. Se numea Cheptea. Nu Cheptea, Gâță. Cheptea era șeful. Deci acest Gâță, nu știu, i-a plăcut de mine. Și când aveam un necaz, venea la mine. Da, el venea când, știu, probleme de serviciu sau, știu, alte treburi sau știu ce, mă trezeam cu el pe la colț, vinea, stăteam o oră de vorbă și după aceea se ducea liniștit acasă. Voia să nu discutam despre necazurile lui, nu le spuneam niciodată. Dar atâta spuneam, hai, domnul Gâț, serviți o cafea, o țigară, nu era fumător, dar aici lua o țigară, așa, ca să... Așa. De companie. Așa, adică, nu, eu nu fumam, dar el lua o țigară, aici lua. Și el mai spunea, părinte, dar mai zidiți, vedeți la mine fereastră aici cum faceți clădirea respectivă și așa și faceți. Ei, Dumnezeu să-l ierte, a murit la 2 săptămâni după Revoluție și mi-a părut foarte rău că n-a putut să bucure mai departe, dar a fost un om care m-a ajutat, nu numai pe mine, mulți preoți a ajutat și așa. Și vreau să spun că am lucrat la casa asta cu tot sufletul. Eu am fost șef de șantier, pentru că am avut un inginer și de când era să dărâme zidul respectiv, am spus, trebuie să stau personal, că văd că inginerul stătea jos pe un butuc și dincolo se dărâma zidul. Deci, da, era un tot un pensionar mai în vârstă. Nu ați era. Simțit că trebuie să vă implicați și să rămâneți, da, aproape. Da, și să rămân. Și am lucrat. A durat cam mult. De ce a durat așa mult? Putea să dureze mult mai puțin. Lipsa materialelor, în primul rând, dar care totuși, până la urmă, cum știu, cu voaiele, făceam rost, dar n-aveam muncitori. Fără muncitori. Da. Era lipsă și mai ales dulgherii, așa, care să facă schele, să facă așa, era foarte greu așa de ei. Mai erau alții, mă ajutau, unii vineau după serviciu, alții mă vedeau că n-am pe cine și vineau totuși așa să lucreze. Și până la urmă, la turnatul planșeilor, că se turna dintr-o bucată, din capăt în capăt, vineau seminariștii și lucrau. Un planșeu a fost turnat ultimul de sus, chiar în decembrie, și-a dat Dumnezeu, că, adică era totul gata făcut, când să-l turnăm în noiembrie, a venit din soare și gerul și frig. Eu în timpul ăsta m-am dus vizitez așa mai multe țări, am fost încă cu un coleg, un preot, până în Egipt am ajuns. A durat o lună și ceva. Și vreau să spun, când tot dădeam telefon acasă, să văd s-a turnat planșeul, nu s-a turnat. E când am aflat că s-a turnat planșeul, așa am sărit în sus de bucurie, că asta era în 1988, că în sfârșit e turnat ultimul planșeu la casă și e mare lucru.
Și vreau să spun așa că m-am implicat mult, dar sigur împreună cu Preasfințitul, el era acela care decidea. E clar puteam, că a fost o muncă de echipă. O muncă de echipă a fost și împreună cu inginerul, cu arhitecții, cu cine era și eu mai vineam cu câte idei, cu alt, chiar am, de exemplu, doar atâta pot să subliniez un lucru, ideea de a lăsa loc pentru lift a fost a mea. Din jos, le-am spus la cine făceau planuri acolo, aici lăsăm loc pentru lift. Că va fi nevoie. Va fi nevoie. Da, că nu se va putea face, că trebuie ridicat acoperișul, cum erau lifturile românești, trăgeau de sus, nu știu, trebuie, nu știu ce făcut. Dom'le, noi lăsăm locul. Dacă va fi să fie. Va fi, nu, așa. Și alte, știu, care... A fost norocos, părinte, în viața dumneavoastră și probabil că unii se gândesc că norocul ăsta e ceva ce primești în buzunar atunci când te naști, dar nu e deloc așa, ci e de fapt încredințare în mâinile divinității. Și știu că ați avut mereu o devoțiune specială către Sfânta Fecioară și mereu v-ați rugat și poate acum când e luna mai și mulți dintre cei care ne urmăresc au poveri pe suflet, au chestiuni care li se pare că nu au rezolvare, pot găsi o soluție în a se încredința Sfintei Fecioare. Care este sfatul Sfinției voastre pentru aceștia? Eu totdeauna le spuneam la credincioși la începutul lunii mai. Aveți nevoie de multe lucruri. Veniți la biserică și Sfânta Fecioară Maria vă va ajuta, cu siguranță. O să vedeți la sfârșitul lunii. Cu cât veți veni mai des, cu cât veți practica mai mult devoțiunea către Sfânta Fecioară Maria, Sfânta Fecioară Maria o să vă ajute. Și într-adevăr, așa era, de multe ori vineau și mulțumeau, părinte, uite, am făcut așa și s-a realizat cu tare sau cu tare sau cu tare. Și, deci, era. O altă devoțiune pe care am moștenit-o de acasă era Sfântul Anton, pe care așa îl rugam totdeauna. Nu știu cât timp mai avem acum. Mai avem puțin timp să povestiți și despre Sfântul Anton. Aș vrea să povestesc ceva de Rădăuți. La Rădăuți, deci unde am încheiat activitatea mea, acolo parohia avea o clădire care fusese dată la stat cu toate aprobările. Aprobare de la Iași, de la Ordinariat, de la București, de la așa, și de la parohie era donată statului. Ei bine, a fost donată armatei. După Revoluție s-a așa, după schimbare, n-a mai fost armat în Rădăuți, s-a desfințat armata și au luat clădirile armatei, le-a luat Ministerul de Interne, respectiv grănicerii. Și ei continuau să folosească aceste două imobile. De fapt, era nu numai unul, erau două imobile. Era o clădire mai mare și una aproape la fel de mare, dar era sală. Și am avut proces, eu m-am dus în 90 la Rădăuți, în octombrie. Și Preasfințitul voia să mă țin aici. Mi-a spus, n-ai să mai ai niciun fel de obligație administrativă. Ai să alegi ce vrei, dacă vrei, uite, vicar general. Chiar mi-a spus acest cuvânt. Și eu totuși m-am dus. Și de ce m-am dus? Lucrarea la clădirea asta, așa cum am spus la predica de despărțire de Iași, mi-a luat mult din sănătate. Eu nu mai dormeam nopțile. Gândindu-vă acolo. Preocupat de lucrări, de lipsă de muncitori, de materiale. Și deși acum era mult mai ușor, trecusă perioada asta, și am lucrat foarte ușor în 1990, când s-a pus marmura pe jos și finisajele toate și așa mai departe, era ușor, dar eu, mie casa deja, eu simțeam o greutate când o vedeam. Gândiți-vă că eu mă trezeam aproape fiecare noapte la ora 2 și până la 4, nu prea mai dormeam, am citit o mulțime de cărți. Ca să nu pierd vremea, luam cărți așa de la unul la altul sau mă interesam ce carte ar fi interesantă sau mai bună de citit și luam și citeam noaptea, că n-aveam. Eu aveam noroc că aveam o cameră aparte, un apartament, un dormitor și un birou și acolo eu mă retrăgeam de la muncă de aici, mergeam acolo, în liniștea aceea, în singurătatea aceea, să mă pot reculege. Și
vreau să spun că am plecat de aici exact cu gândul că nu vreau să mai stau cu, în această atmosferă care a pus multă presiune, toată presiunea asupra mea. Dar m-am dus la Rădăuț. Și acolo vi s-a părut că v-ați găsit liniștea și... La Rădăuț, nu. A început altă preocupare. Păi nu e asta viața, o constantă preocupare. Așa, că am spus că era o casă care o ținea armata și cum am ajuns acolo, imediat am făcut adresă la județ să ne dea casă înapoi. Nici nu știam cu ce acte e dată, cum e dată, ce e așa. După aceea, răsfoind arhiva toate, am găsit toate actele cu care a fost dată. Că am umblat foarte mult în arhivă. Și m-am ocupat după aceea și cu încă 5 parohii ca să recuperez case parohiale și pământ. La început s-a dat 5 hectare, casele parohiale toate luate înapoi și pământ la început s-a dat numai 5 hectare, după ce l-au dat tot. Era o parohie, avea 18 hectare. Și asta a fost un avantaj pentru parohia Rădăuț, că eu am putut repara casele care le-am luat înapoi cu ceea ce am vândut. Nu numai cât le-am reparat, așa le-am și consolidat, am mai pus un etaj, așa mai departe, unde locuiesc. Chiar cu procesul a fost destul de greu. A durat procesul 7 ani și o lună. Fix. Așa. Și primul proces a fost pentru recuperarea casei. Bineînțeles, alea 3 etape, judecătorii, recurs, după aceea vinea curtea, nu, cum se cheamă, ultima... fază etape, a tribunalului. Fin, era 3 etape, da. Așa, nu, erau etapele de judecată. Și la fiecare dura, cât ne-am teamănat, așa, pe 2 luni, cu 3 luni, dar de fiecare dată. Și gândiți-vă, eu la fiecare proces am fost prezent. M-a sfătuit cineva, nu vă luați avocat. Zice, mai, dacă vă duceți dumneavoastră, în ținută de preot, și mai mult, zice, faceți cât 10 avocați. Și așa a fost? Cumva așa a fost. Până la urmă, foarte interesant. La urmă, un complet la Curtea de Apel, se cheamă, deci ultimul complet, care erau 3 bărbați, parcă acum mai văd, așa, foarte serioși, și care îmi spun, nu se poate da înapoi casa. Pentru că sentința dumneavoastră este să vi se dea casa ca proprietate, dar nu și ca folosire. Era cu dreptul de folosire a Ministerului de Interne. Zice, ca să vă se dea casa înapoi, trebuie o altă decizie. Trebuie să luați procesul de la capăt. Așa m-am supărat, așa era de necăjit. Ați lăsat Părinte Iașu pentru era, liniște nu, la Rădăuț și cu ce da, v-ați ales? Ei, da, asta a trecut sără deja mulți ani, când așa aveam deja... De asta zic, dar cu ce v-ați ales? Ei, nu, n-a fost pentru mine. Dar să vă explic mai departe un pic. Și când mergeam așa cu mașina spre casă, mă rugam eu, Doamne, dacă ai nevoie de clădire, iau. Eu n-am nevoie. Și așa am trecut și pe roșu, așa necăjitit eram. Noroc că nu vineau mașini din alte părți. E fiind iarnă, circulații mai puțin și așa. Și rugăciunea asta a mea, făcută foarte insistent, a făcut ca, mi s-a dădus acum un termen, ca peste o lună de zile să fie ultimul termen, la cererea mea. Vă rog, nu dați sentința, mai amânați o lună de zile și atunci, așa. Și eu am făcut rugăciunea asta la Dumnezeu să ia casa. Și eu, după aceea, mă duc acasă. Sigur, m-am rugat lui Dumnezeu. Și să ne ajute să facă, să lămurească treburile, dar nu mă gândeam că o să putem lua înapoi, decât dacă reluăm procesul. Și înainte de proces, procesul era lunea, vinerea, sâmbătă nu se lucrează, văd eu armata că vine, erau de la Ministerul de Interne, așa, cu tot felul de mașini și încarcă din casă. Paturi, ce mai aveau ei pe acolo, că era tot ce era pe acolo, și flori, și sobe, și pereții care erau adăugiți și așa mai departe, erau de... așa. Și mă duc eu la cineva care era catolic și era responsabil din partea Ministerului de Interne acolo, zic, măi, Stelică, dar ce se întâmplă, ce e acolo?
Îmi zice el, și așa am fi pierdut procesul și spune-mi adevărul. Zice, am primit ordin de la București, de la general secretar de stat Langa, să eliberăm casa. Și toți se gândeau, băi, nebunul ăsta de popă s-a dus la Dejeu, era ministru de interne, și uite că ne-a scos din casă. Dar eu nu l-am văzut pe Dejeu decât la televizor, sau știu, nu am avut de-a face nici cu nimeni de la interne. Și m-am gândit eu, cum de odată să elibereze casa? Totdeauna la proces venea cineva de la București. Ei aveau avocatul lor, al unității și așa mai departe, cum au toate instituțiile. Dar nu se prezenta la venea de la București, cu scris și făcut și așa, cu delegații. Și probabil, când s-au dus ei să-i scălească, băi, dar de câți ani tot umble tu acolo? De cu acum, ce scop și ce e acolo? 7 ani, da? Ce se întâmplă acolo? Păi zice, uite, o casă, că biserica are pretenții, că așa. Ei, zice, dacă ce, păi, care-i casa? Ce? Păi zice, uite, au luat-o înapoi, au câștigat procesul și acum să o eliberăm. Ia, nu ne mai trebuie proces. Eliberați casa și gata. Și închidem casa. Și a venit așa și îmi spune după aceea ăsta, știți cum e la armată, ordinul se execută, nu se discută. Și am eliberat casa și mă duc la proces acum victorios, după ce am suferit atâta, și îi spun, domnilor judecători, procesul se încheie. Cum? De ce? Păi zic, au eliberat casa și dar zice, ați făcut procesul verbal? Zic, n-a fost timp, că era vineri, sâmbătă, duminică, liber, luni mi s-a spus că facem procesul verbal. Și s-a făcut procesul verbal pe care l-am trimis prin poștă la Suceava și s-a închis. Părinte, au fost multe provocări în viața dumneavoastră, cu siguranță, nu v-a fost ușor, dar mereu cred că ați avut acest zâmbet pe buze, pentru că așa am lăsat acum impresia că ați fost un om care a înfruntat toate greutățile vieții cu speranță și credință în Dumnezeu. Ce credeți că ar trebui să rămână după dumneavoastră? Pentru că știm bine, vine o zi în care tot ceea ce povestim și tot ceea ce am trăit rămâne doar o amintire. Ce ați vrea să rămână despre dumneavoastră? Da, eu mă gândesc, este mai puțin important ce rămâne, știu eu, pentru mine, ca pentru mine. Ce rămâne pentru lume. N-am spus deloc, dar eu la Rădăuț am avut o activitate caritativă foarte mare. Foarte mare. Sute de tone de alimente am distribuit la cei săraci. De fiecare Crăciun venea câte un transport, 30 de tone, 25 de tone și așa mai departe. Și asta durează până astăzi. Și erau timpuri grele, când dădeam de mâncare la oameni, că îi întrebam cu pensia aia, cum trăiesc dumneavoastră, doamnă? Le dădeam mai mult la cei care știam că o duc mai greu. Și pentru cu ce îmi dați dumneavoastră, eu trăiesc 6 luni. Și celelalte 6 luni mă descurc cum pot și fac economie și ajung așa. Și deci am ajutat mulți, nu a fost meritul meu. Doar atâta o ținut de mine că am știut să bat la ușă. Când nu a venit nimeni să-mi spune vreți ajutare. Să vă caute să vă ajutăm. Cineva mi-a spus în timpul comunismului, vrem să vă ajutăm. Cum să vă ajutăm? Dar era din DDR. Zic, nu ne puteți ajuta, dumneavoastră nu aveți, la noi în țară nu vin decât bani. Bani nu aveți nici voi, cum nu avem nici noi. Și cât după Revoluție imediat, m-am înfățișat. În prima vie ieșire în străinătate, mă duc la dumnealui. A, uite, acum ne puteți ajuta. A, ce bine, ai venit, m-am recunoscut. Și zice, gata, rezolv și așa. Și ne-am repartizat pentru ajutoare într-o regiune din Thüringen, care e țara lui Hitler, e landul lui Hitler, dar care are o zonă de peste 100.000 de catolici compact. Când, ca să termine războiul, s-a dat s-a făcut acea înțelegere că toți preia religia șefului landului respectiv. Ei, aici era șef un episcop catolic. Și atunci toți, deși fusese deja trecuți la protestantism, au revenit la catolicism. Și acolo, și de acolo ne ajută și ne ajută în permanență. Vă mulțumesc, părinte, pentru prețioasele și frumoasele povești. Vă doresc sănătate. Vă așteptăm să reveniți în studioul RCSFM cu noi învățături, cu noi amintiri,
cu ceea ce acum, în clipele acestea de liniște de la pensie, după atâta zbucium, nu, birocrație și cât ați umblat, aveți timp să vă gândiți și să priviți retrospectiv. Vă mulțumesc! Da, cu plăcere, mulțumesc și eu pentru că mi-ați luat acest interviu, nu știu, poate am spus unele prea pe larg, altele așa, dar eu sunt foarte bucuros și sunt foarte bucuros că am reușit să împărtășesc și altora din trăirile mele, dar ceea ce am spus mi se pare puțin. Cu siguranță este puțin. Și ca o concluzie a vieții mele cu care vreau să închei, este că m-am simțit totdeauna iubit de Dumnezeu și de oameni. Asta am simțit-o totdeauna. Eu n-am zis niciodată, lumea are ceva împotriva mea, cineva mi-ar vrea rău sau așa. M-am simțit iubit. Foarte interesant. Și asta m-a făcut ca să mă simt bine și în sufletul meu și în inima mea și să am totdeauna pace și bun înțelegere cu fiecare. Și vă mulțumesc, deci, cu plăcere. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi cu Părintele Iosif Doboș. Iată un exemplu. Trăiți frumos astfel încât să vă amintiți de frumos și cu drag tot ceea ce ați trăit în viața dumneavoastră. Până la o nouă întâlnire, toate cele bune! Interviul săptămânii la RCIS FM.